Hai să mergem. Bun, hai să mergem acolo sus atunci. Hai du-ne acolo pe terasă la tine. Ioane, condu-ne la tine aici. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. M-a vlog alter de mama Geta și de... Ramona! Stai că nu știam cum să o prezint pe Ramona mai exact. Da. Ea... Ramona, Ariana, orice, nu contează. Ramona parcă face parte din familie acum. Te... O cunoaștem de o zi, dar parcă e de la da, noi de aici. Sora lor. Așa e sora noastră. Ramona, hai, de unde ai venit? De la, din Danemarca, dar sunt din Tulcea. Și la cine ai venit tu? La mama Geta, că o iubesc. Aie. Da. Uite, eu adus și o grămadă de cadouri la mama Geta. Nu știu cu ce ocazie, și dar mama Geta te face mici, dacă tot. Deci, ea nu a venit la GV, ea a venit la mine. Da, eu n-am venit la GV, eu am venit direct la sursă. Altceva. Deci noi ne-am strâns astăzi, ca să înțelegeți, la GV. Aici mai am două gagici extraordinare. Ele sunt tot de la GV, așa? Ne-am venit pentru Iang. Să vină cineva și pentru tine, nu? Trebuie să mă dați bani înapoi, că care i-am dat să citați. Vă minte! Așa. Și suntem, cât suntem? Suntem vreo 15? Și o să rămânem la ea. Fără numai. Rămâneți? Da. Ne primești? Vă primez? Cum să nu? Vă gazez aici dacă vreți. Da? Exact. Ne auziți. Așa. Ia, stai, Ramona, vreau să știu de ce iubești să tare pe mama Geta. Pentru că mama Geta este naturală, fără filtru, exact cum trebuie să fie o femeie adevărată și nu mai sunt în jadea. Nu se mai fabrică. Auzi, mamă, ce te-a umflat. Dar nu am umflat. O mami nu e așa? Mamă, dar tu costumația asta de unde ți-a luat? Ia uitați-o pe mamă. Ai căutat mult pe costumația asta. Am găsit-o. Era abandonată pe mine. Eu zic să o adopți pe Ramona, că oricum fetele ți se mărită. Da, eu nu mă mărit, mami. Nu te măriți, nu, nu, mami, nu, eu stau cu mami. Nu se mărită de fel, stă cu mine. Eu stau cu mami, e bine. Mai bine. Atunci eu adopt, numai să vrea ea. Da, mami, vrei? Vin, mami, cum să nu. Cum să nu? Îmi place să fac mâncare, să fac curat. Da. Da, mami. Deci mama la GV cine face grătare? Păi nu ne-ai mințit că ne baște la GV acum să ne duci cu toate. Dar mami face de toate, văd că noi nu prea. E, de mâncare vă fac aceea acasă, că eu zgârcită, nu vă duc la restaurant. Aaaa. Acolo nu, acolo chimicale, mami. Grămadă de bani și chimicale. Chimicale, da. Păi suc natural de mere stors din grădină. Uite aici, dacă vrei, suc natural de zmeură. Zmeurată asta. Zmeură. Hai noroc. Mami, deci vezi de foc acolo să se facă deja, umblă. Gata. Păi. Gata, mami, ne băgăm la grătar că ne bate mama Geta. Și după aia ni se strică GV-ul. Hai să arată bine. Da, nu, mai lăsăm puțin. Las, mai lasă puțin. De mițucancuri. Mă, fata asta, tu, uite. Care e de porc normal și care e de mistreț? Cui e de porc normal, uite așa. Și pe asta iau, pui la bărbați, lasă. Dar lasă-mă și poate vrea și de aia de vânat. Gata. Deci mama Geta îmi pare carne de vânat. Nu știu de unde e carne de vânat. De unde? Cine te bagă la bulău? Cine te bagă la bulău dacă e de vânat? Cine te bagă la bulău? Cine? Da, deci GV-ul nostru continuă. Dăm petrecem acum, ne-am pus la masă să mâncăm ceva. Că mama Geta are grijă de stomacurile noastre. Cu carne de vânat, mă, n-am văzut zice că ne bagă la bulău, auzi. L-am cumpărat tu, mă, mamă, cum să ne bagi la bulău? E că de cum să nu fie? Cum ce speriat. Dar ce, ne-ai mai făcut la bulău până acum? Atât și nu vrei să mergi să-ți cumpăr bulău? Lasă că mă duc la bulău. Bă, mama, dă cu spray de muște, nu mai putem mânca. Ce faci, Geta? Acum agați în cartofii. Așa, ia să vedem. Hey, mom!
asta de aici. Nu știu, nu știu de asta. Ce-ai de la acasă? Ia-l în brațe și pupă-le și pe ele. Ia și pupă fata. El acum e ocupat cu noi. E ocupat cu noi. Ion, deci uită-te. Vin cu tău. Vin cu tău. Păi atunci vin cu noi acasă. Bagă ceva pe tine, băi, n-ai curaj. Femeia ta te lasă. Bagă ceva. Deci Ion, asta nu e nici 1% din câtă lume te iubește. Arată-te ce obi. Forță. Hai să gătos, forța Ion, forța Ion! Opriți mașina că mergem aici la stână sus. Iar eu la tia. Mai las un pic să merg. Ești ce mai tare vedeți, știi? Toată țara. Dar noi pentru tine am venit aici. Ia? Ce, Ian, cu ce culiță? Ia? Pentru tine am venit. Ce zici de noi? Ce zici, nu îți place? Ia. Ce faci, mă, la place? Ce? Am domenare. Să mergem acolo sus? Hai să mergem. Bun, hai să mergem acolo sus atunci. Hai du-ne acolo pe terasă la tine. Hai, 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 hai. Ioane, condu-ne la tine aici. Deci bună seara, revenim din nou pe vlog. Am plecat cu toate persoanele de la GV-ul nostru. Am plecat de la mama Geta de la grătar, am mâncat bine. Și am venit la Ion Șmecheru pentru că toată lumea voia să-l vadă pe Ion. Vino aici, te rog, secretara mea. Aici secretara mea cea mai șmecheră și mai jupâneasă, da, pe numele da, adevărat Ramona. Da. Ce-ți filmă la o Ramona? Ea juca acolo. Da, da. Ce-i Ramona? Voi să o vezi pe ea? Da, 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 da. Da? Da, 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 da. Bine, mergem la terasă să mai continuăm. Zici și tu ceva pe vlog, sunt foarte vorbărea. Da, să știți că am venit cu toată lumea să-l vedem pe Ion. Se pare că este o vedetă locală. I-am adus chiar și cornulețe. Bă, 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 ia stai, dăm înapoi. Ce știi de noi tu? Așa. Cu vedetă locală. Este vedetă locală, națională și internațională. Așa, ce să vedeți voi? A ajuns și în Danemarca la mine știre că Ion e... Deci până în Danemarca a ajuns. Da, da, așa, da. Și eu am venit să-l văd, îți dai seama. M-am pus în avion și am zis merg și să-l văd pe Ion Șmecheru. Zic să ating ce? Cum să ating moaștele la Sfinț, să-l ating pe Ion. Cred că-l ceartă Simona, că s-o da fetele la el. Deci dacă ai uitat cum îl cheamă, să uiți. Am uitat. Păi, dar de ce uite? Vrei să am reținut numai ce era important pentru el. Nu știu nimic. Uite, iar numele meu. Nu, nu. Hai, dă-mă. Francesca. Cum o cheamă Ion? Francesca. Francesca. Are nume de țară aproape. E complicat? Andra. Voi Andra. Cum o cheamă? Francesca. Băi Ion, dar tu filtrezi aici cu fetele și nevasta? Nu, noi doar facem cunoștință. Da, eu nu. Nu, dar ce ai supărat pe ele? Simona! Valiza! Îi faci valiza lui Ion? De ce? Îi face valiza și găsește altă, auzi. La gară. E personal. Auzi, Ione. Păi nu eram sărcinată, măi, Simona. Simona, dar de ce? Nu mă convince ceva, ce-a făcut. Ce-a făcut? Ce-ai făcut? Ce-a făcut ea? Zici, mă, ce-a făcut? O văzut și ea. Ce, zi? Da, ce-ai văzut? Ce-a făcut? Ia-o să... Gata, prima mai ea, că nu mai fie. Aha. Dar zi ce? Tu ești gravidă? Da. Și tu ești gravidă? Păi și Simona, n-auzi? Ioane, ce-ai făcut de-ai supărat nevasta? Nu știu. Ha. E tot nervoasă. De ce oare? Nu cred că de când e însărcinată. Nu vrea să mânce. Așa să iei. Mai zi odată că e mai bătrân. Da, era în aceea eu, Gor și Aurel. Așa. Aurel ăsta lângă perete, eu pe milo și Gor și marginea patului. Dar cine o știut că face... Că face el la ba în corp. Cine mă, Gorci? E Gorci. Supra, era și bătrân. Hai, începe, îți dă drumul. Era tot cu. Da. Când mă trezesc eu dimineața pe la 4 jumate, 5. Ce fac Gorci aici? Aurel tot mă trăgea, eu tot îngrămădit în marginea 4, n-am mai putut să ies eu afară. Da. Așa. Când a prins acolo l-a dezbrăcat lângă mine. Aoleu! O crezut că-i fetiță! Cine mă, de tine o crezut că-i fetiță? De mine!
Și tu ce ai zis? Ce să zic? Când văd, când aprim becocea, prima cameră, m-am speriat. Ăla sufla și făcea cu mâna. Ce făcea cu mâna? Mai bea, mai bea, liberă, că ai spus-o pe aia. Așa, tată. Ce făcea cu mâna? Desena, Ioane? Ce făcea? Așa, să nu se răgă. Ce-l alimentează cu liță? Că să nu-i gripeze motorul. Am fost la București. Am înghiuvietă. M-am dus la mol în Sibiu. Da, mă, dar înainte de faza cu molul. Cu molul. Nu, înainte de faza. Se povestește până la final ăsta cu cârpa. Ce, să ștergi tu sau cum? E. O cerut de la mine. Ioane dă o cârpă. Să știi. Ăsta Gorj s-a sculat de la marginea patului să iau eu cârpă. O fuge, iute, la veceu. Era o zăpadă până la brânc. Ioane, adă o cârpă că m-am căcat. Nu uite, mă, că veni și nevastă. Nu, sat, azi dimineața. Ce ai făcut, Ioane? Eu n-am făcut nimic. Ce-a făcut eu la Vanessa? Adică vine mulierea și îmi zice mie, vedenge, o, ce-a făcut bărbatul să dea la mine, bă, băiete, nu mă mință. Ia. Nu-mi zice mulierea, ce faci tu? Tu ai pălărie, spune. Da, pălăria mea să fie. Păi... Dar zi, bă, Ion, cum rezolvăm problemele în cuplu? Ce s-a întâmplat? Te-ai dat la femeia aia? Nu m-am dat, eu nu fac. Ia s-a dat la tine. Până așa din glume. Din glume. Din glume. Zice-i, păi... Simona, așa mai fac bărbații. Păi, n-ai ce să le faci. Păi, da, așa funcționează ei. Am avut destui la viața mea, știu ce înseamnă aia, da? Destui? Nu, pe atâta de care am avut destui. Băi, n-ai scopul la 0 km. Da, mă, ne-am făcut baliza la toți. Așa, baliza la toți. Vezi, te ajută să-ți faci și bagajele, femeie bună. Baliza lui Ion e mare, zi Ion. Ia zi, nu poți să o ridici. Cum s-o întâmplat cu fata aia? Cum s-o întâmplat? Zic, ca să facem noi aici, să... Am zis și mi-a zis mie. Ce-o zis? Și la șefa în poate. Și ce-o zis? O zis și Violeta, frumos din poate, dar bravo. Nu, hai, lasă cu de-aia. Nu mai lasă. Eu glumesc cu toți oamenii. Ah, dar l-am învățat cântele de 2000 ani, dar mie nu poate să-mi... De mine nu mai știi să râzi, nu? Eu nu râd. Mă, puteți să știți ce faci tu? Că lovitul asară a căzut. A fost o ladă, am făcut cârnat, iar am tăiat un vier. Așa. Zice că am trântit eu cu nasul. Că te-ai pus lada de-a dracu, uitați, mă! Eu cu lada aia, e de treaba ta, eu sunt pe șefa. Zii, vărculiță. Zii, vărculiță. Eu îl apreciez foarte mult pe Ion, că niciodată nu ți-o vorbit urând, nici la nimeni. Eu nu înțelegi. Vărculiță, spune la șeful și la doamnă. Da, da, da. Niciodată nu vorbit urând la nimeni. Ia, spune, de fapt în oameni. Și nici nu a fost agresiv cu nimeni. Eu nu am fost cu nimeni. Nu am fost agresiv destul, că eu nu am fost. Și nu i-a zis la Violeta. Auzi, dar zici tu nervoasă. Cred că... Nu știu, e tu nervoasă, vărculiță, că vin mulți la mine. Eu tot am luat-o cu mine, că ea nu vrei, tu nervoasă, eu nu i-am făcut nimic. Da, că nu-i vedete ca tine, dar așa nu i-a făcut. Am pe sormea, am pe cumnate, am cu ce mă mândi în viață. Da, auzi, nu trebuie să vorbești așa, că e bărbatul tău, care dacă azi... Nu, degeaba e nervoasă, îi spuneți... Stai un pic! Îi spuneți... Te la mama că te cunosc cu mine niciodată, nu o să fie așa. Da, auzi, când te-ai iubit ultima dată cu ea? Când am mint atunci. Când am adus în coș. Și de atunci gata, nu mai? Nu. De-aia e nervoasă, nu, aia e problema. De două săptămâni, Ioane, pe ce are? Trei săptămâni? Păi ca și o mașină, nu mai merge. Păi cum? E tot stricate. Trebuie să schimbi ulei. Păi trebuie să schimbi ulei. Dacă bași ulei de ăla... Dacă bași la nașpa, așa mai reșine nașpa. Ia bagă o țurie la bun. Păi da. Lasă. Nu contează. Nu contează. Să mai ceartă oamenii, să mai împacă. Să mai ceartă oamenii, să mai împacă. Da, asta este. În familie trebuie să mai certi. Așa e când ai bărbat vedetă. Păi, împăcarea după supărare face dragostea mai mare, nu? E, tu faci în continuare.
Acum supărarea. Dar de seara s-o împaci și tu, băi. Nu, de seara un pa. Nu mai da, de patul ăla. Băi, da. Nu știu, lemne pe foc de sub. Băi, acum, na, fac căldură. A venit frigul. Acum e frig, dimineața cade brumă, trebuie la... La muieri trebuie căldură. Vai, ce să zic. Ce? Ne-a luat și eu lănțuc de argint, e suflat în aur, iau și la muieri. Na, e nervoasă. E nervoasă, iau și ei. Așa, păi să aveți amândoi. Păi, iau telefon, i-a luat telefon suață ăla. Da, n-am ce... Mei, da, că iau la telefon. La valoare, că cu mine, te nu vrea. La că ți-au eu mie. Eu ți-au. Gata, ce? Nu mai... Bă, bine, să iei și hater de ea. Iau și hater. De ce să ia hater? Nu. Ce să ia hater? Ești în sasă undeva? Nu. Măcar până la... Păi da. Zici ce să ia hater, Ioane, ce să ia hater? Hater? E chilos de tablă. Nu e de aia coață care se rupe, numai gen două. Auzi că hei, trebuie schiloz de tablă. Ce-au rămas ultimii trei mohicani? Sunt aici cu mama Geta și cu prințesa războinică Ramona. S-a terminat giveaway-ul. De unde a venit Ramona? Păi intrau pe ea, de unde a venit Ramona? Din Danemarca. Cum ai zis că de la Tulcea? Din Danemarca, ea din Tulcea, dar au venit din Danemarca. Și la cine ai venit? A. La mama Geta. A, oricum am pus-o pe story și-o văzut. Ea nu a fost cu Giveiu. Cine feblețea ta? Mama Geta. Nu să te pup. Ia uite-le, mă. Numai bine că Geta a plecat la facultate, altă fică acum. Am o altă fată. Vezi? Aici. Super. Deci a terminat Giveiu, ne-am distrat, am făcut de toate, dar au trecut foarte repede astea două zile. Și credem că o să mai facem unul pentru că prea fain a fost ăsta. Mie asta nu m-a început, da, acum o să facem, fostare, o să facem în fiecare lună. Facem unul pe lună. Sau în fiecare săptămână. Am fost și la mănăstire, am fost și la distracție. Asta am fost pe la o cabană, acum am distrat pe aici. Și eu am fost, eu doar v-am făcut de mâncare. Da, mama Geta a fost pe cumințenie, cum ar fi. Data viitoare faci pe noi mâncare, se distrează mama Geta. Da, data viitoare copiii gătesc și mama Geta se distrează, da? Deci vreau să-l văd și pe asta. Da, da. Așa face. Eu v-am scris să ajut. Te-ai scris să ajuți, da? Da, da. Foarte harnică, Ramona, bă, oameni faini la Tulcea, harnici. Deci, Ramona, să mai vină din Danemarca. Da, 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 da. Când mă chemați, vin. Da, da. Și mai voiam să facem azi o nebunie. Fratele ei are un BMW M4 și mama a vrut să-l conducă, numai că noi l-o dat, că mai făceam un vlog șmecher. Și nu, m-a supărat pe el, să știți. De la 400 de cai, mama vrea să-l conducă. Am vrut să plec așa cu scârței de ros, ia să fumul. Și m-a vrut să-l dea, frate, și m-am supărat că eu l-am omenit aici două zile, am fost... Ramona, las că-i face în cheie cu Ramona. Când doarme, cheia și dă la mama Geta să dea o trăgă. Da, 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 da. Pără rău, credeți, m-am vrut să fac așa, să fac chiar să în cheia vlogului, așa cu să fie. Te las că o facem așa simplu. Eu n-am mașină așa puternică, vă dădeam pe a mea n-are 250 de Ramona, am dădea o las, că ne mai plimbăm cu Duba noi, că e bine. Da, da, și cu Duba, da, dar vreau să iasă așa fumul pe amândouă tobile alea de șepa mea și să scârțe roțul. Plecam așa cu... de pe loc. Vorbește pe bune, mama. Știți cum a plecat cu mașina loculiță? Cu asta pleca care avea 500 de căi. Nu mi-a venit să cred, bă. Eu l-am crezut un copil așa. Las, mamă, că ți-aduc eu Ferrari să dai o tură cu Ferrari. Vă pupăm, ăsta a fost vlogul nostru. Vă pupăm și vă așteptăm pe următoare. Și o să mai facem și alte giveiuri, că a fost tare asta, chiar am distrat cu toți. Bum! Multă să